Hoții de lemne nu țin cont de sărbători. Un număr mare de arbori au dispărut de pe suprafețele forestiere ale unor mehedințeni aflate la marginea satului Ștefan Odobleja. Furturile au avut loc în mod repetat de-a lungul anului, iar disperați fiind de numărul mare de arbori tăiați, proprietarii au chemat polițiștii în speranța că hoții vor fi prinși. Un număr mare de arbori au fost furați unei familii mehedințene, în mod repetat de pe proprietatea privată. Nici de sărbători hoții nu s-au abținut, iar proprietarilor le lipsește acum un număr mare de arbori. Exasperați de furturile repetate, proprietarii mehedințeni au chemat polițiștii în speranța că hoții vor fi prinși. După ce furturile au fost reclamate la poliție, oamenii legii au un cerc de suspecți. În luna aprilie, aceeași familie a sesizat poliția cu privire la săvârșirea unei fapte similare. Atunci a fost întocmit dosar penal, iar materialul lemnos a fost recuperat în totalitate, fiind înapoiat proprietarilor.